În ședința ordinară a Consiliului Local Călăraș, desfășurată la finele lunii octombrie, s-a aprobat numărul de burse ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar în perioada ianuarie-decembrie 2019. Astfel, 196 de elevi vor primi burse școlare din numărul total de 9572 de elevi înscriși în unitățile de învățământ din Municipiul Călăraș. 130 de lei se vor acorda lunar pentru bursele de merit, 120 de lei pentru bursa de ajutor social și 110 lei pentru bursa de studiu. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi alocate din bugetul de venituri și cheltuieri al municipiului Călăraș, aferent anului 2019.